Stoica trebuie să înțeleagă că trebuie să se uite la propriul lui jucător Goian, care de două meciuri consecutiv face 11 metri și nu se acordă. Astăzi era arbitru la 5 metri de el, nu se-i dea dreptate lui Dorinel, că eu n-am vorbit de Steaua. Hai să lăsăm lucrurile că... Ia explicați-mi dumneavoastră, domnul Iancu, ce am voie să spun și ce n-am voie să spun. Domnul Iancu, vezi tu de treaba ta că nu-mi dai tu ordine mie. Dă-le ordinea lor din clubul tău, bă băiatule. Hai să-ți explic și de treaba asta. Că văd că de ultima vreme ești puțin cam obrazdi. Pe mine mă interesează câți bani ai, cum ai făcut banii și cu asta. Vezi de treaba ta că... Bă, stai din gură, alo. Alo, puțin mai respectuos. Vorbim cu dumneavoastră, dumneavoastră vorbesc și eu. Vorbim la pertu, vorbim la pertu. De unde și până unde? Tu mai vorbi de Steaua în continuu. Tot timpul te-am lăsat în pace. M-a rugat Gigi, bă, lasă-mă în pace, că are probleme omul cu parchetul, cu nu știu ce. Cu parchetul, cu gresia. Treaba ta ce probleme ai. Vezi de treaba ta, citași din gură. Eu văd ce văd, aia spun. Ai dreptate. Ce vorbești dumneavoastră de Politehnica? Eu am vorbit de Steaua. De sute de ori, domnul Iancu. A fost Salomir la 5 metri. A jucat handball și n-a dat 11 metri. Eu am tăcut din gură. Îi dai dumneavoastră dreptate lui Dorinel. L-am respectat și pe Dorinel. L-am tăcut din gură. Dar până când se desfăcă? De câte ori am ocazia să mă exprim și sunt întrebat. Ce mi se pare? Deci, deocamdată n-am spus absolut nimic. N-a fost penalti pentru CFR Cluj, pentru că am văzut și reluarea din spatele porții. Nu, dar n-ai spus că are dreptate, că ai văzut meciul și că are dreptate. La ce emisiune vă uitați, domnule Iancu? Nu, domnule, te-am văzut. Domnule Iancu, n-a fost niciun penalti, nici celălalt, asta e clar. Când văd că Mehmedović lovește cu cotul, spun și eu, da, domnule, să-i pună de-a până jos, așa. Doamne, lasă-mă să vorbesc, dar oricum, nu-mi spune ce am voie să fac, ce n-am voie să fac, că nu sunt angajatul dumitale. Ți-ai dorit foarte mult să fiu angajatul dumitale, dar nu sunt. Gata. Domnul Iancu, îmi pare rău pentru... Mi-aș dori că avem bestoi ca să fie angajat. Vezi că aveți sute de martori. Întreabă-i pe suporterii Timișoare, că ai zis că în secunda 1, dacă plec de la Steaua, vrei să mă iei. Stai niște, că nu, măcar n-am avut niciodată intenția să vin. Stai cu mine. Lasă. Domnul Stoica, eram la un șpriț cu dumneata și cu Gigi și am spus că dacă Gigi te dă afară, ai un loc de muncă asigurat. Nu, e altă discuție. Întreabă-i pe suporterii. Domnul Iancu, vă mulțumesc pentru... Tu ai spus cu gura ta, nenorocitul ăsta de Stoica vrea dușmănie cu mine, le-a dat 200 de bilete și i-a pus să mă înjure. Păi eu-i pus să te înjure, te-au înjurat 10.000, Gigi, eu te-am pus să te înjure. Dar tu le-ai spus, căci când ai fi spus tu, domnule, vă dau bilete numai dacă îl înjurați pe Gigi. Bă, dar cum poți tu să-mi spui voi așa ceva? Când nu e adevărat. Nu tu. Poftim? Nu eu spun ce... Cum nu tu? Bă, dar fii Gigi bărbat, cum adică nu tu, când tu ai spus asta, normal că mi se pune pata și nebunesc, că știi foarte bine cum sunt, mai ales că nu este nimic adevărat. Eu nu m-am băgat niciodată în treaba asta cu suporte. Că te-ai frică de cine să le cunosc sau ce? Nu înțeleg. Mi se rupe mie de tine. Că acum zic ce mi se rupe. Nu, să nu spune. Da, și ce să spun mai așa, da, și pe mine... Bă, Mihai, vorbesc de treaba ta. Vezi tu de treaba ta și vezi că nu mă impresionezi pe mine, că am mai avut discuțiile astea odată. Da, stai. Încearcă tonul ăsta cu amenințări cu altcineva, nu cu mine. Nu ia nicio amenințare, ești prea obraznic. Și fii atent aici, tu o cauți cu lumânarea, tu asta ce spun eu. Vezi de treaba ta, lasă astea interlopiile astea, lasă-le pe astea. Mai obraznic ca tine nu e nimeni în fotbalul românesc. Da, Gigi, vezi de treaba ta, te rog eu frumos și nu mai vorbi de mine. Ești prea obraznic. Și o cauți cu lumânarea, te mănâncă pielea, eu să spun ceva. Ei, ia spune tu, și ce faci tu dacă mă mănâncă pe mine pielea? Ia spune tu, ce faci tu? Mihai, mie nu-mi place să fac scandaluri. Nu-mi place. Dar ce? Iar trimis bodyguards, iar rămâi cu fane și cu asta, ce faci tu? Bă, tu chiar nu te-ai liniștit odată, liniștește-te odată, că n-am nicio treabă cu tine, eu îmi văd de treaba mea, tu vezi de treaba ta, mi-ai zis de trei ori să vin la Steaua, nu vreau să vin la Steaua cu tine și cu asta basta, găsește-ți pe altcineva și lasă-mă pe mine în pace. Dar nu-mi pune mie în cârcă lucruri pe care eu nu le fac și nu le-am făcut niciodată. Și niciodată n-am vrut să fac rău Stelei după ce am plecat eu. Dacă mă enervez, normal că încep și eu să spun unele și altele. Lasă-mă în pace. Ce să spui unele, păi dacă tu le spui, păi aici, wow, dacă tu spui... Dom'le, când o să plece el de acolo, mă duc CV-ul. Cum să-mi plecă de acolo? Ia uite, asta e bună, dar n-am voie să spun asta, dacă asta gândesc eu. Da? Păi da, nu aia tu știi, gândești mintea ta bolnavă și perversă, care baci numai și tău ralea. Auzi, expresiile astea să le folosești cu altcineva, mă. Nu cu mine. Ai înțeles? N-am păscut oile împreună. Gata, ne-am oprit cu astea. Vezi că cu mine nu-ți merge cum îți merge cu toți care se sperie că vrezi, Doamne, îi ameninți tu, că faci tu și drești tu. Mie nu mi-e frică de nimeni.
Nu sunt vulnerabil din niciun punct de vedere. Eu îmi văd de treaba mea și cu asta basta. Și merg pe stradă fără bodyguard și n-am niciun fel de problemă. Dar te rog frumos, nu începe cu chestii de genul ăsta. Nu vorbi cu mine cu obrăznicie, cu perversitate și cu chestii de astea, că nu-ți permit așa ceva. Să faci cu cine vrei tu, dar nu cu mine. Tu crezi că dacă vorbești așa, o să impresionezi tot ăla rămân. Deci tot ăla o să... Tot ăla rămân. Un om orgolios și care nu o să se îndoaie niciodată în fața ta. Și asta știi foarte bine. Tu tot ăla un nimeni nu o să rămâi. Poftim? Deci tu vei fi nimeni toată viața ta. Un nimeni, foarte bine. Decât să fii, dacă tu ești cineva, mai bine sunt eu nimeni. Era numele ăsta trecut la capitolul vânzători. Așa că nu vorbi de fotbal cu mine. Să nu vorbesc eu de fotbal cu tine, dar cine ești tu, mă? Sunt ăla care a dus echipa în Europa. Cine ești tu? 42 de meciuri în cupele. Spune și mie un președinte la Steaua care n-a câștigat campionatul sau nu a ajuns în cupele europene. Spune și mie altul. Că toți ați fost la fel. Domnul Chiajna, n-am ce să spun altceva. Atât. Bine, domnul Chiajna, stai tu banca ta, domnul Galați. Du-te la Galați și lasă. Dar de Real Madrid ai auzit? Domnul Chiajna. Du-te bă la fură de aici. Ce să vorbești cu Lise Dumitru, care a antrenat Porumbei în Germania? Păi eu nu sunt antrenor mare, că nu mă țin antrenor mare, dar numele meu ca fotbalist mă îndreptățește să pot să vorbesc despre Steaua, că am jucat mai mult decât tine în fotbalul viața. Meule, sunt Lise Dumitru. Te rog eu frumos, nu-l pune pe Titi Dumitru de ori. Ia-mă pe mine, că sunt antrenor. Lise Dumitru, mă, nu Titi Dumitru, că nu vorbesc de antrenor. Eu vorbesc de fotbalist, Lise Dumitru, nu Titi Dumitru. Dar ce ai făcut ca să vorbești despre jucătorii noștri? Dar cine ești tu să mă trebuie pe mine? Nu prea am auzit de tine prin Europa. Dar cine ești tu să mă trebuie pe mine? Maestre, nu prea te-am văzut prin Europa. Pe mine să mă vezi din Europa? Păi deci aveai tu, că nici durea pe tot la tactul când eu jucam fotbal. Nu se, băie nesimțitule, vezi cum vorbești. Nu, haide să terminăm. Păi cum își permite vopsitul ăsta să vorbească așa? Păi chiar nu-i rușine puțin? De tine, mă? Băi, măscăriciule, mă, taci din gură că ești o rușine a fotbalului românesc. Băi, vânzătorule, tu vorbești cu mine de fotbal, auzi cine vorbește cu mine de fotbal? Domnul Stoica, haide să... E păcat și pentru noastră și pentru... E păcat pentru mine, nu-i păcat pentru mine. E păcat pentru niște nesimțiți din astea și pentru voi că puteți să-i aduceți în emisiune pe oameni care în viața lor au fost de râsul lumii. Păi haide să vă spun ce a făcut Lise Dumitru. L-a pus pe ăsta pe bolboră, pe amărâsul ăsta de la noi să facă împrumut la bancă. Domnul Stoica, haideți, calmați-vă, vă rog frumos, domnul Stoica, vă rog frumos, calmați-vă. Domnul Tăpătescu, emisiune de două ore. Păi da, avem timp, o să le tot discutăm pe toate. Bun. Vorbiți cu oamenii ăștia, nu invitați, că jigniți invitați. Domnul Stoica, vă rog eu frumos, ce naiba. Păi ce să doamne, păi vorbești... Numai gata, haideți să... Vreau să vă întreb altceva. Una peste alta și cu noua achiziție care va veni mâine și am înțeles că e un jucător de valoare. Credeți că Steaua va ieși din pasa asta proastă? Sunt convins că va ieși din pasa asta proastă. Sunt convins, dar dacă vom mai fi supuși la asemenea tratamente, atunci nu se poate face nimic. Pare rău, adică nu se poate. Chiar nu se poate. După ce joci joi, se termină după miezul nopții un meci, 120 de minute, pe un teren foarte prost. Tu să joci pe un teren din nou foarte prost. Din minutul 10, în 10 oameni, e mult prea mult. Am înțeles. Da. Mulțumesc pentru intervenție. Apropo, s-a tot speculat în ziare. Ați fost la Craiova înainte de meci? Că am văzut prin ziare, că ce vizită le-ați făcut. La Fenicia și m-am întâlnit acolo cu Adrian Militelu. Suntem prieteni, am stat câteva ore de vorbă în holul hotelului și cu Ghiță Georgău, cu care sunt prieteni foarte buni. Și cu asta, basta, extraordinar. Nu... Dacă aveam ceva de propus Craiovei, mă afișam. N-am avut niciun fel de problemă să mă afișez. Am stat, cred că, de la 11 până la 3, 4 ore de vorbă cu cei de la Craiova. Sunt oameni pe care îi respect și cu care am relații foarte bune. Am înțeles. Bine, mulțumesc și toate cele bune. Mulțumesc pentru intervenție. O seară bună, la revedere. Da. Nervi, tensiune, toată lumea e supărată. Domnul Dumitru? Nu, supăr, de ce să fiu supărat? Pentru că mă așteptam la Stoica să reacționeze de marina asta, că nu e prima dată când jignește oameni. Nu mai poate să mă suporte fani. E, uite, e o mare problemă pentru noi, nu mai poate să mă suporte fani. Mamica, vezi, bă, de treaba ta, bă, să vină, mă, să mă ia din casă, dacă tot nu mai poate să mă suporte fani. Nu, vin. Păi tu, că cum să vină? Păi nu e nevoie, că vii tu în casă. Am venit eu.
Nu mai nebun. Ia mai din nou și mâine. Păi uite că nu mai pot să vin. Dar vezi să dezbracă mâine băieții, dar să nu se dezbracă. Vino mâine. Dezbrace băieții. Așa faceți voi acolo, vă dezbrăcați? Păi da, bine să vezi. Nu mă dezbrac noaptea înainte de a mă culca. Aprilie 2005, pumnul lui Meme din Ghencea l-a transformat atunci pe Manager într-un candidat la serialul Băieți Buni. Cum se schimbă unii curve, nici nu-ți vine să crezi, e capitala României. 14 aprilie 2007, după 2 ani, amintirile încă îl chinuiesc pe Meme. Când ați lovit pe suporterul ăla și trebuie cumva sărbătorit. Oamenii, suporterii adevărat, uite că sunt cu mine. Păi nu știu, dar mă țineați multe că... Hai, mâine, sunt doi ani. Ești băiat sau fără? Nu sunt băiat. Da? Ce? Ești sigur? Foarte sigur. Nu văd niște chestii din astea pe urechi. Aia, ți-ai descoperit latura feminină? Pe și jucătorii dumneavoastră au așa ceva. Uite, clubului Steaua București, clubului de fotbal Steaua București, am discutat câte ceva, n-am scos mare lucru decât că nume Stoica a făcut un act de incompetență pentru care a trebuit să plece de la Steaua, singurul lucru în plus. L-am întrebat dacă în Brazilia s-ar fi întâmplat ceva, n-am obținut un răspuns, însă aș vrea să-l rog să comenteze o afirmație sau așa un fel de comentariu interesant al lui Dumitru Dragomir, mitică Dragomir. Acest Becali zice nu e prost deloc. E foarte greu de lucrat cu el dacă nu ești corect cu el 100%, că știe șmecherile mai bine că șmecherile mai bine că el nu le știe nimeni. Nu poți să reziști cu el dacă ești un tip fals. Asta vine și pe undeva Pirite, să spun întărește ce, ideea. Spun ceva. Așa. Singurul care poate să știe mai bine ca mine șmecherile este el. Altul nu l-am întâlnit. Eu cu Mitică când stau de așa de, dacă îmi propune ceva, mai bine cu Mitică cel mai bine să te distrezi, să râzi, să vorbești, să joci o tablă, să joci un poker, să putare. Când îți propune o afacere, eu deja acum dacă îmi propune el o afacere, mă gândesc ce s-a întâmplat, trebuie să fac o legătură apropo de aia cu 6 luni în urmă și să mă gândesc și la viitor peste un an, doi, ce se va întâmpla. Pentru că el dacă îți pregătește una, el o pregătește cu un an, pas cu pas, milimetric. Deci eu, și nu exagerez, a doua persoană ca Mitică Dragomir, n-am întâlnit. Și el zice la fel despre dumneavoastră. Ba, e dat, n-am văzut în viața mea. Dar ce n-a... V-ați epui vreodată? Nu, domnule, asta e o laudă ceea ce a spus. Acum, da. Cum spunea el acolo, da. Că ce mi-a citit mie, domnule, că poate să spună și 10 lucruri care să te desfințeze. Asta e un loc de desfințare, dar eu, Mitică, ce are el rău, zic. Adică nu ține cont de prietenie, adică e voia, dar e voia de interes, calcă pe cadavre, te calcă în picioare. Nu mai ține cont, dacă are interes. Și asta nu e bine. La calitățile la care le are, dacă n-ar fi avut-o asta, e, când e voia de interes, e nenorocire. Dacă nu l-a avut, asta Mitică ar fost un om ideal. Da. Și eu îl cunosc și atunci... Dar la business va porni vreodată, cum se zice, în jargon așa? A încercat? Pe mine? Da? Păi cum n-ai văzut, mă putez? Păi a zis că pregătește pas cu pas, că e un Păi dacă îl cunosc, cum să mă pornească pe mine? Păi l-ați aflat din prima sau a trebuit să pățiți ceva ca să vă dați seama? Nu, pe mine, el și-a dat seama. El și-a dat seama că cu mine nu merge. Ai văzut? Da, da. Și atunci, el, dacă vrea să facă o șmecherie, mie îmi vine și îmi spune, mă pregătește, că el ce spune? Bă, lui Gigi, dacă îi spun, dar nu-mi spune tot, dacă îi spun lui Gigi să fac combinația asta cu el, ori o face cu mine, ori dacă nu o face, nu-mi poate pune piedici, pentru că are caracter Gigi și nu poate să-mi pună piedici la ceva ce i-am spus eu înainte. Mizează pe caracterul meu, e dat de mine, speculează tot. El ar face treaba asta? În ce? Aceeași situație? Nu, farsă-te, farsă mă face. Îți ia afacerea. Mai zic, nu ia afacerea, nu se bagă, nu face de-astea. El nu le face pe ale tale, păi nu înțează ale tale. Păi înțează ale lui. Ce coace el, aia trebuie să facă. Dar dacă îi spui de afacerea ta, nici nu-l interesează. Mai zic,
Dar el speculează totul. Și caracterul omului îl speculează. Dacă știe că ești caracter, te speculează la maxim. Da, mi s-a părut interesant că vine și va dublat într-un fel. Apropo de MMA Stoica. Dar dacă știe, de exemplu, că băi, fac combinația asta și s-ar putea să prindă Mădălin Ionescu. El ce face? Dacă știe că Mădălin Ionescu e un caracter, dar vine și spune ca tu să nu mai poți să îl atați sau să faci ceva. De ce? Pentru că ți-a spus el și nu-i frumos. Dar băi, eu ți-am spus. Acum tot ce fac, mă dai în primire? Și el știe că nu fac asta. Ești un nenorocit. Și el așa de bine a speculat caracterul meu. Eu știu că a speculat caracterul meu. Și eu știu că îl speculează. Dar mi-a dat Dumnezeu așa de mult și așa de frumoasă viață și așa de multe lucruri, încât nu pot fi răutăcios. Am avut și cu el o prietenie frumoasă. M-am fost prieten. Și atunci vreau să... Când am niște nervi și am niște porniri pe el, mi-aduc aminte imediat de celelalte din urmă, de prietenia care am avut-o cu el, de glumele care le-am avut. Și atunci zic, bă, mai bine o las așa, mai bine că vreau să... Nu vă gândiți niciodată că aveți trădători în jurul dumneavoastră? Nu priviți lumea așa? Că unor mai folosiți Nu am la ce să fiu trădat. Deci nu am pe ce să fiu trădat. Deci dacă eu sunt pe carte deschisă și atunci nu am la ce să fiu trădat. Pentru că oricine poate să citească cartea mecanică. Să zicem, cel mai apropiat om al dumneavoastră, omul care aveți cea mai mare încredere și cu care faceți, lucrați, care vă știe afacere, dacă mâine ar pleca și v-ar trăda, ați avea mult de suferit? N-am ce. Dar credeți că s-ar putea întâmpla vreodată? Oamenii noastre sunt de asemenea calitate încât să nu spună pe care... Putea să mă trădeze, de exemplu, Mihai Stoica. Putea să mă trădeze, adică ce? Și acum mă poate trăda. Că el încă nu i-am luat, adică nu i-am trimis, nu i-am făcut lui formele. Formele le-am făcut toate, da? Și în anumea generală. Dar normal ar trebui să-i trimitem lui, că nu are drept de semnătură la federație, la ligă, nu? El poate ștampilă acum, semnează și facem în 3 jucători, 5 jucători. Că nu am trimis formele, deci semnătura lui la ligă și la federație n-am trimis încă, că el nu mai are. N-am făcut-o publică, bineînțeles că n-ar putea, pentru că e făcută publică. Dacă e făcută publică, e ca și luată la cunoștință. Putea să mă trădeze Mihai Stoica. Dar ce ar fi făcut? Vă dați seama. Deci, nu. Deci eu sunt... Deci Becali e o carte deschisă, pe care o poate citi toată lumea. Deci nu are nimic, nu are o foiță ascunsă, sigilată, care poate fi, o știe numai Mădălin Ionescu sau Mihai Stoica sau Mitică Dragomir. Nu există nicio foiță ascunsă. Sau care poate fi citită numai cu lupa. Totul este la vedere, Becali. Aproape deci nu am la ce să fiu trădat. Adică mă pot trăda oameni, dar mă trădează, probabil există, poate să fie numai o mică durere sufletească și atât. De moment! După aia spunea, a fost o jigodie și renunț la el și cu asta basta. Da, Mitică Dragomir spunea lucrul ăla dublându-vă atunci când vă referați la MMA Stoica, că are un caracter deosebit și că nu v-ar fi lucrat el, adică n-ar fi făcut ce a făcut cu rea intenții. De asta a zis. Bă, Becali nu e prost deloc, e foarte greu de lucrat cu el dacă nu ești corect 100%. Deci aici v-a dublat, referind-se la MMA Stoica, că nu credea că ar fi făcut ceva. Mitică știe că eu țineam foarte mult la Mihai Stoica. Mitică cunoaște foarte mult la oameni, are un talent născut. Și el știe că țineam foarte mult la el, știe că n-a putut nimeni ca foarte mult. Dar l-ați considerat un fel de frate. Un frate mai mic l-am considerat. Și ei știu, domne, ce a făcut ăsta? Deci ce spune ei? Sau care mă cunosc. Domne, ăsta a furat. Altfel nu dădea Gigi afară niciodată. Ei, și eu spun, n-a furat. A făcut un lucru mai grav. Că dacă fura, nu era așa de grea. Am scris în mod oficial în acte niște date care o să regăsesc în... Dom'le, eu vă spun, nu a furat, a făcut un lucru mai grav. Adică a făcut un lucru care m-a afectat și pe mine și familia. Și gata, și la revedere. Da, s-au întrebat iară de ce nu l-ați dat afară la partid și pe Cosmin Olariu. Din incompetență, nu din rea credință. Și Cosmin Olariu a rămas. Chestia asta, aparent, l-ar fi nemulțumit pe MMA Stoica. Nu știu de ce, așa au speculat alții din presă. Că ar fi trebuit să plece și Cosmin Noroi. Acum nu știu ce să zic. Eu nu Dom'le, vreau să... ar fi trebuit. Păi eu nu vreau să mă bag în povestea asta. Și eu aș fi zic că ar fi trebuit dumneavoastră să plecați de la Național. Să... I don't speak English, okay. But they won't. No, okay.
de exemplu. Crezi că era chiar așa, vrea să-l jignesc eu sau vrea să zic ceva? Da, zic, stai că tu am, asta nu-i frumos. Meme, nu-i frumos, atât ați zis. Gata, bă, nu te-ai jignit în viața mea, nu te-ai jignit în viața mea. După ce a scăpat de emoțiile finalului de meci cu Gloria Bistrița, Gigi Becali și-a adus aminte de Mihai Stoica. Prezent în Ghencea pentru prima dată după despărțirea din vară, Stoica nu l-a salutat pe patron nici înaintea și nici după terminarea meciului, chiar dacă cei doi au urmărit partida separați de câteva loje. Trebuia să vină să-și salute patronul, nu vezi? Patronului toată viața eu o să rămân patronului. Numai eu o să, bineînțeles, numai eu o să rămân patronului. Alt patron nu o să aibă Mihai Stoica niciodată. Am salutat și vezi dată, tot făcut. Da, cu sărmăjul pe mine. Sunt după un fotbalist străin, în străinătate nici măcar nu sunt în România, la meciul cu mine. Păi n-are cum, mă, pentru că intra, de ce te jure, că intra și el la apă. Păi da? Să le iau pe ăla pe mine, să-i iau. Nu, e puțin, mă, că tu ce la autobusul străinătate. Să-i dau, mă. Veți să aveți întrebarea pregătită cu anunț MSU la început. Sunteți un... Dar asta ca să înțelegi, trebuie să ai... Nu e actor aici. Dom'le, este... Este să vă adică? Păi poți să stăpânesc lacrimile. Asta nu înseamnă că nu am sensibilitatea. Înseamnă... Important e că le ai lacrimile. Asta e important. Un om care nu le are, nu e om. Mm. Dar și mai puternic e ăla care le poate stăpâni sau le poate da frâu. Sau care le poate chiar activa. Concentrându-se la ceva sensibil, poate activa coarda. Mai înțeles? Facem acum filozofie. Nu păi se supără nici anul pe urmă și spune stai, bă, să vă mai despre care tu vei să mei... Vei să mei... Dar de multe ori aveți și regrete că nu reacționați cum vă doriți pe loc. Eu am asistat o scenă acum foarte mulți ani cu Garcia, dacă mai țineți minte. Era în loja stadionului. Așa. Și, mă rog, a fost acolo un conflict. Lasă, nu mai vorbim de Garcia. Ați regretat că nu știu ce nu i-ați făcut, că v-ați purtat prea frumos. Lasă, era, ți-am spus, ca Băsescu, domne, n-am știam atunci. Acum sunt președinte și nu gândeam atunci că nu eram un politic. Acum, mulțumesc lui Dumnezeu, m-am făcut un politic ca să gândesc altfel. Mi-ați promis că mi-explicați cum Meme Stoica. Cum Meme Stoica, ți-am spus oficial. Mai mult. Deci fără argăseală și fără contabil, da? Fără deci n-au venit, fără ruși, la revedere, am explicat 100 de ori, hai să terminăm cu Meme Stoica și cu asta basta, da? Și înseamnă că a plecat fără motiv, sau l-ați gonit fără motiv. A plecat și cu asta basta, n-am rost să mai vorbim de Meme Stoica, l-am și sunat alaltă ieri, era la spital, nu știu ce analize făcea. A, deci aveți relații cu... Păi dacă l-am sunat eu,
Da, omul e supărat pe dumneavoastră, că vrea să plece la Dinamo sau? Băi, n-are de ce să fie supărat, pentru că el a zis, bă, Mihai, tu n-ai de ce să fii supărat, dar zic, greu să înfrunt. Păi, bă, Mihai, tu oricum de două ori ai vrut să pleci, oricum cu 5 zile de iar tu ai vrut să pleci. Deci consideră că ai plecat tu. Deci n-are de ce. Da, dar n-are rost să discutăm mai... Deci, hai să terminăm cu lucrurile astea, probabil se uită la televizor acum. Și eu, oamenii cu care eu am avut satisfacții în viață și cu care am luptat, și Mihai a fost unul din generalii cu care am luptat eu. Am dus 5 ani de lupte de războaie cu el. A făcut generalul o greșeală. Asta nu înseamnă că eu pot să uit aia 5 ani de lupte de războaie care mi-a fost lângă mine, în dreapta, și îmi ținea când scot eu sabia să nu cumva să mă taie pulul pe la spate. Deci n-am cum să uit niciodată de Meme Stoica. Iar l-am și sunat eu. Ce faci? Ce faci, bă, Michele? Da, și ce faci, bă, Michele? Tot patru ani, vă zice? Sau, de exemplu, cu Pițurcă, voi ați văzut, păi cum e? Păi eu cu Pițurcă am avut clipe de războaie, de lupte, cu tare. Am mai început el să zic alea, bă, Piți, eu sunt prieten cu el. Păi cum pot să uite ce am avut eu cu Pițurcă, războaiele care le-am câștigat și prietenia nu se uită. Dacă uiți prietenia și niște clipe frumoase care le-ai petrecut împreună, înseamnă că nu ești tu om. N-ai cum să le uiți pe alea. Înseamnă nu ai recunoștință. Eu n-am cum să nu am recunoștință la ce am avut eu cu Meme Stoica. Da, da, de ce ați zis că nu-l dați niciodată afară acum câțiva ani și acum mă uite l-ați dat afară? Păi, dar aici... eram, domnule, băi, dar ne eram... Bă, critic. Deci, le-am spus de 100 de ori, mai spun și acum. Pe ce a făcut el, eram obligat să-l dau afară. Adică eram obligat să iau atitudine, dacă nu luam atitudine, dădeam de belea și eu, și nepoții mei, și cu asta punct, gata, l-am dat prea, era obligatoriu să-l dau. Eu am înțeles asta. Și m-am dat și pe mine. A greșit ce era? Da, offshore, nu, ăla, rămâne că la offshore n-a zis nu. Nu rău intenționat. A zis nu, deci la ruși, nu la contabil, nu la Băi, nu rău intenționat. Deci se rămâne clar, nu a furat, nu-i rău intenționat. A greșit, dar să știi și tu că nu numai reaua credință este condamnată, și greșeala e condamnată. Bun, dacă tu greșești ceva, păi tot nu cred că și plătești. Dar v-ați dat și pe dumneavoastră afară? Cu toate astea sunteți la Steaua în continuare patron. Nu putea și pe el să reangă? Eu patron sunt, că poate să fie și eu ce zic, și îți dau ție acțiune și tot eu patron sunt. De acord. Că îți le dau pe încredere. Ce vreau să vă întreb? Ultima întrebare legată de mine. Dacă eu am dat astăzi, acum am dat 2 milioane acum 3 săptămâni, azi am mai dat încă 1 milion. Eu, Stele, azi am dat 1 milion. Azi. Milion? Azi am dat 1 milion împrumut. Păi nu sunteți pe profit? De ce mai dați bani? De unde vă profit? De la Liga Campionilor. Hai mă, las-o, că alea s-au dus în 3 secunde. Hai mă, te după aia cu profit. Care n-ai de profit? Da? Și de unde? Bine, azi am dat 1 milion. Foarte bine, dar după 10 secunde ne întoarcem totul să-mi explicați de ce nu l-ați reangajat pe Meme Stoica într-o altă societate de-a dumneavoastră, ca să mă convingeți că ați rămas în prietenie cu el. Revenim în 10 secunde. Băi, tu știi cine m-a făcut pe mine cu sportul? Tot Costică, tot Costică de la Suceava. Ce am zis eu? De m-a făcut, fii atent, 12 metri, gol cu mâna, fau la gol. Eu ce am spus? Eu ce am spus? Ăsta e partidul conservator la care de bătare. De bun la cap. Da, hai, vreau să fiu mai mare. Păi de ce ziceți că n-are Meme Stoica nicio vină? Păi aici a greșit el. Că ce? Pentru că a angajat-o firmă de consultanță, mă consultă pe mine dacă sunt sănătos, dar eu sunt sănătos, nu sunt bolnav. Și el de ce a angajat-o? Că nu puteți să spuneți că e vreun fraier, Meme Stoica. Păi el avea opțiuni, că adică să, adică să ne consulte firma aia pe noi. Așa vedea el că să conducă Steaua, adică să facă o consultanță firma aia străină. Și eu nu prea fac firme de consultanță străină, că nu prea îmi place mie să mă consulte străini, mă învețe pe mine cum să fac. Și atunci m-am supărat că a greșit. Și cine sunt acționari în firma aia? Cum? În firma asta de consultanță. Nu, nu sunt banii lui mei. Eu sunt străini, consultanți. Nu, serios. E offshore-ul ăla de care se spune, nu? Da, și eu care în viața mea nu lucrez, băi, tu știi că nu lucrez cu offshore-ul. Știi că nu sunt de acord cu offshore-ul să se lucreze. Ce contract ai făcut tu cu offshore-ul ăsta? Și nu sunt de acord cu offshore-ul și cu asta basta. Ce să fac cu offshore-ul? Ține bani în România, în societățile românești. Asta offshore-le bagăm bani pe acolo, plătim taxe mai puține, un fel de evaziune fiscală mascată. M-ai înțeles? Și eu nu sunt de acolo. Bani în România! Offshore-ul era al lui Steaua? Nu era, era al dumneavoastră? Mă, dar nu lucrez cu offshore-ul deloc. Dar cine s-a acționat? Dar nu lucrez, eu nu lucrez cu firme, sunt offshore. De acord, foarte bine, felicitări, dar i-ați dat 500.000 la acest offshore. Al cui e offshore-ul?
Vrei să spun și eu ca Vadim? Da, nu spune. Nu e, mă, deci ai clar, deci nu are nicio legătură. Nu e offshore-ul Meme Stoica, ce crezi tu că mi-a furat numele Meme Stoica? Nu, 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 m-ați înțeles. Eu cred că e offshore-ul făcut de Meme Stoica pentru Steaua, ca să scoată niște bani. Nu e, domnule, adevărat. Să scutească impozite. Nu, am speculat, am speculat. E un offshore care e făcut doar lor de mai mulți ani de zile, firma aia de consultanță. Aha, firma... Firma aia de consultanță, ca rușii, vă rog. Nu sunt ruși, sunt, nu știu ce nu, sunt. Nu știu, am citit în ziua. Nu știu ce sunt ruși, ori firme, nu știu. Dar n-are legătură cu cineva din România, firma? N-are nicio legătură. Nu, că a fost deci și zvonul ăsta. N-are nicio legătură. Vezi, doamne, era cineva dintre concurenții dumneavoastră în offshore și n-ați permis să câștige bani în felul ăsta. A, nu vezi, trebuie. Deci n-are legătură. Deci pur și simplu că e un offshore și că nu vrei să lucrați cu offshore. Și bineînțeles. Și să dați 500.000 în plus. Ați dat 500.000 în plus, să mai dați încă 800. Da. Înțeles. Da, până acum, dacă ăsta era prețul real, de ce să nu-i dați? Păi, dar nu era prețul meu, era 850, 1.300.000 era ca să ne consulte pe noi dacă suntem sănătoși. Am înțeles, dar mă gândesc că consultantul ăla a făcut rost de Elton și asta era, trebuia să câștige și ceva bani, nu? Da, și vrea să câștige încă mai prea mulți bani. Prea mulți bani, da, am înțeles. Revenim după 10 secunde cu domnul. Ce facem? There is a... I don't speak English, okay. But they won't look at it. They say no. But Vardar is letting us to stay here. Alexandra, te rog frumos, cum ai discutat? Pune acum, de parcă nu știai că asta o să întâmple. Nu, chiar nu știam că asta o să întâmple. Pe bune, mi se pare incredibil. Noi dăm meciul și n-avem voie în antrenamentul oficial. Antrenamentul oficial este antrenamentul fotbal club Steaua București. Hai că până acum am vorbit cu vorba bună. Dacă rați-o, vă. Ia filmează, vă, filmează. Hai că vorbim frumos, mă, ne calmăm, vorbim frumos. N-am cignit pe nimeni. Gata, mă, lasă. Nimeni n-am vorbit, n-am cignit pe nimeni, meme. Păi nu, dar vorbeam frumos, meme, n-am cignit pe nimeni. Dar n-am cignit pe nimeni eu. De ce vorbești așa cu mine? Asta nu e frumos să vorbești așa. Hai, nu ești afară. Băi, ieși afară, mă. Băi, ieși afară. Hai, te rog eu, vă. Nu-i frumos. Băi, ieși afară. Nu mă fost să dau un tine, ieși afară. N-ai cum să dai mine. Pula, n-am cum să dau un tine. Nu te bun pula mea. Hai, 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 mișcă-te, mișcă-te. Ce pizda, mă, ce vrei, mă? Ce nu e la bătaie, ce? Eu ți-am vorbit frumos. Hai, mă, lasă, lasă, mă, baci. Ești băgămeș, pula, familia, mă, ce ție. Hai. Hai, prințesa mea, mișcă-te și tu. Păi tu ce faci? Eu stăteam după reporterul după mine. Mai mult fel atâți, dacă tu stăi. Eu stăteam după reporter, mă, n-am nicio treabă eu. Crezi că era chiar așa, vrea să-l jignesc eu sau vrea să-i zic ceva? Dacă tu și asta nu-i frumos. Nu-i frumos, bă, ia-te frumos, atât ați zis. Gata, bă, lasă-mă. Nu te-ai jignit în viața mea, nu te-ai jignit în viața mea. Nu, 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 nu